Ele de anticariat au o energie specială. Ele poartă în sine poveștile interesante ale foștilor și stăpâni. Nu au cod numeric. De mai mulți ani în piața noastră de artă, de lângă Teatrul Eminescu, a apărut domnul Aurel Franz. El a demonstrat că obiectele de anticariat nu înseamnă doar medaliile sovietice și busturile ale lui Lenin, dar și obiecte cu valoare și istorie aduse din Franța. A plecat din Moldova acum 11 ani. Locuiește în romanticul Paris. Atunci când și-a întâlnit marea dragoste la facultate, anume acesta a fost orașul în care i-a promis soției să o ducă. Acum vine în fiecare vacanță aici, la Chișinău, ca să vândă moldovenilor la prețuri simbolice obiecte cu parfum franțuzesc. După atâta timp recunoaște că niciodată nu și-a putut imagina că un provincial din Drochia va putea sta relaxat în centrul capitalei cu o cafea și povești interesante despre fiecare lucru pe care l-are în colecție. La ora 3 dimineața mă trezesc ca să-mi beau cafeaua, ca la 4 să plec și la 5 să fiu la târg. În primăvara de vreme sau toamna târziu, cu lanterna, cu felinarul, căutăm obiectele care îmi plac. Ca un adevărat neguțător spune că are grijă ce fel de lucruri aduce la Chișinău. Acestea trebuie să fie pe gustul publicului. Iar pentru că de această mică afacere se ocupă mai mult din plăcere, își permite să improvizeze atunci când vine vorba de prețuri. Eu pot să-mi permit luxul de a improviza, de a testa chișinăuienii. Prețurile variază, deci același obiect azi poate să fie 1 euro, mâine să fie 100 de euro. Îmi place reacția publicului. A învățat limba franceză făcând voluntariat la Paris. Aceasta l-a ajutat mult, mai ales atunci când asculta poveștile lucrurilor pe care le aduna în colecție, de la piețile de vechituri din Paris. Sigara asta am cumpărat-o, deci olandeză, veche, nu cred că se mai poate fuma, dar e pentru o persoană care o supraviețuiască la justa valoare. Anul trecut, în august, un domn, nici nu un domn, erau doi domni cu traducătoarea, francez, și-a găsit de cuvință să cumpere un barometru care lipsa în colecție. L-a cumpărat să-l ducă în Franța. Bufnițele. Wow! Pentru moldoveni, bufnițele ultimii câțiva ani au o valoare la preț de aur bufniță. E o bufniță din Fonte, pentru musețarea grădinii. Despre Chișinău spune că este un oraș ca multe altele. Insula pe care evadează în fiecare zi și a creat-o în piață de lângă Teatrul Eminescu, unde l-așteaptă pe fiecare cu o conversație bună și povești interesante. Bun.